Joi seara, un apel la 112 anunța faptul că o persoană ar fi căzut în râul Bega. Polițiștii și pompierii s-au deplasat la fața locului și au început căutările. Persoana care a solicitat intervenția oamenilor lege a declarat că nu a văzut pe nimeni în apă, însă a auzit strigăte disperate de ajutor. În jurul orei 22, polițiștii secției 5 urbane au fost sesizați cu privire la o posibilă persoană căzută în râul Bega, zona pasărelei pietonale de pe strada Vălișoara din Timișoara. La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje de poliție și pompieri care au demarat activități specifice de căutare, transmit reprezentanții IPJ Timiș. A fost alertat detașamentul 1 de pompieri Timișoara și la fața locului s-a intervenit cu două autospeciale speciale echipate cu două bărci, trei scafandri, un echipaj smurt, precum și două baloane de iluminat. Pentru această misiune de căutare salvare pe Bega sunt alocate alte șase bărci, dar și baloane de iluminat din cadrul celorlalte subunități de intervenție, transmit reprezentanții su Timiș. Căutările au fost oprite în cursul nopții și reluate vineri dimineața. Persoana dispărută nu a fost încă găsită.